Îi știți de la șefi la cuțite. Cu doi dintre ei ați trăit și emoțiile din Asia sau America Express. Acum se întrec între ei pentru cel mai bun burger. Vreau să îmi spuneți cine face cel mai bun burger dintre voi trei. E foarte simplu, mă. E foarte simplu. Nu avem ce. Da, Sorin. Eu fac cel mai bun burger. Clar. Da. Eu cred. Să nu mă apuc să-i fac, că dacă mă apuc, nu mă mai opresc. Cine face cea mai bună chiftea în pâine? Dacă vorbim de chiftele în pâine, Cătălin. N-avem cum să-l bat. Dacă vorbim de steak-uri în pâine, este Sorin. Eu. Dacă vorbim de... Restul? Restul... Tu. Și eu. Dar, sincer, eu cel mai bun burger pe care l-am mâncat vreodată și singurul pe care l-aș mânca de foarte multe ori este făcut de șef Scărlătescu. Serios? Serios. Băi, bă, uite, vă vezi, gata, la revedere. Nu, dacă putem să spunem ceva, e că am făcut mulți la viața mea. Știi, și datorită faptului că am făcut festivalul alea, dăprește-te, mă! Sunteți gelos pe popularitatea lui? Tu să dea aștia la știrile de la ora 5, serios. Dar știți că de ieri și a hate? Ce? Știți că de ieri și a hate? De ce? De ce? America Express au votat gimnastele ei. După cine vrei să votezi? Eu îți doresc ca la finalul acestei competiții America Express să fii la fel de iubit de toată lumea cum a fost Sorin Bontea. O să te rog și eu ceva frumos? Să le doresc și lor ceva, că pe urmă ori să fie geloși. Îi doresc de Florin să ajungă și el în America Express. Știu, o să mă contrazic. Ce-i cu mine? Ai o experiență frumoasă, uite, colegii tăi. Mie mi-ajunge de măroaia expres, crede-mă. Hola mi bebebe, hola mi bebebe, llámame, 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 llámame. Și uite așa, după iureșul din online, Cătălin Scărlătescu este apărat de colegii lui. N-am ce să fac și în 2023, tot cioacă sunt, m-au băgat la mijloc, m-au uitat, nenorocile sunt. Apropo, păi stai la mijloc. Florin, tu care n-ai fost în nicio Asia Express, în nicio America Express, cum ți se pare? Spune-mi, îl pregătim pentru Africa Express, alerge leu după el. Pentru Moldova Express. Nu, că la Moldova Express e mai rău decât oriunde, nu. Cum ți se pare, Cătălin? În emisiune? Da. Băi, țin cu Bordea, pe bune, țin cu Bordea, mi-a plăcut foarte mult de Bordea. De Bordea vorbim sau? Nu, îmi place mult de el. Chiar îmi place. Cu cine să ținem altcineva? Doamne ferește. Mi-a arătat așa o față pe care nu știam. Care? Nu ești chiar atât de vagabond cu ăia cum ai fost cu noi. Prin Grecia, ai fost mai... Nu știu. Bă, acolo n-avea timp de nimic. N-ai cum cu Doina. Eu zic, hai să o luăm pe scurtătură. Nu. Pe corecte. Deci frățioare mare, noroci, n-am putut să... Doina ar trebui să stea mai mult și pe la noi, pe la șef la cuțită, nu știu de ce. Să mai învețe lucruri. La ce episod e? Că eu acum am venit în vacanță. Ai fost... Stage-ul 3. Ai fost... A fost aia cu Lucia Libre, cu... Când ți-a dat ție amendă să stai 10 minute, că ai depășit... Nu mai vreau să fac nimic. Da. Pe cimitir, m-am enervat rău. Da, cu cimitirul e. Bă, băiete, nu se poate așa. S-a ajuns în Mexico City. Urmează una tare, dar tot pe la Veracruz. Deci după ce se termine misiunea aia, o să râdeți de mine 20 de ani. Deci am avut de făcut nimic, o joacă de copii, dar mi s-a părut nenică. Grea? Nu grea, frate, să... Care un cup de gheață de tubatire de cito. Păi nebunește-o, e circ și banana. Da, da, da. Și ați văzut cât de îndrăgostit este pe TV? Nu l-am știut așa. Ca peștele de sticlă. Dar ce mai e? Eu n-am voie să fiu sau ce? Ba da, ai voie, dar până acum nu ți-ai promovat această latură. Cătălin întotdeauna a fost îndrăgostit la televizor, a fost îndrăgostit de mâncare, de artă, de muzică, de... Adevărul că sunt doar ei acolo. Ce opțiuni are? Băi, eu n-am fost niciodată așa mondan, adică nu... Așa, bucătar. Și foarte multe opțiuni ai. Da. Nico, să cântați! Ce? Să cântați în seara asta! Credeam că voi plecați până ajungem la momentul ăla, nu? E mult spus cântăm, adică nu, e mult spus. Nu, să avem o trupă de backing vocals, noi doar ne prefacem pe scenă. Nu cred așa ceva. Cătălin, cânti? Eu? Nu, așa merg eu! Nu, așa vorbesc! Așa vorbesc! Cine e rocker dintre voi? Florin. El are părul așa mai lung. Treabă, din cât trei gești de piele, câte sunt ale mele? Câte sunt ale tale?
Asta e, doar asta e. Nu mai e a ta. Nu, a fost, a fost a ta. Am primit cadou de la Dumitrescu, o gecuță de piele. De Moș Crăciun. Chiar dar că de Crăciun. Dar să știi că el e mai rocker decât toți, pentru că el a avut plete, el a stat cu Irisul, cu Folk, cu d-asta e mai... Da, am ascultat când eram... Ăsta e prieten cu Folk. Eu sunt nășit, eu sunt nășit de Mița. Eu când eram mic, fiți atenți aici, am spus-o și eu, mă duceam la Eforie Nord, că bunica mea stătea la Techilor și mergeam pe jos, că aveam bandă bilet. Și stăteam în cur, pe scări la neon și ascultam. Mă scuzați, mă scuteam cu... Stăteam acolo, de spatele schimbă de numire. Stăteam în fund. În fund, da. Și ascultam Iris seara de seara la neon. Era... Da. Holograf ascultai? Păi normal că ascultam. Pe vremea când Bitman avea plete. A, tăticule, nu, mai eu din ala ce plete. Și vremuri. Deci prin anii 80 și un pic cânta așa. Era holograf, era Iris, era... Negru. Roșu și negru. Se cânta, bine, erau mai multe. Una tare fonologul, mai ții minte? Nu. Erau niște redegiști. Teatre de vară prin 23 august, cum așa îi spunea pe vremea aia, la arenele romane, pintrate, că era Florian Piti și atunci mergeam pe vremea. Vă lăsăm să ascultați și să constatați dacă au vreo șansă reală să-și schimbe meseriile. În seara aceasta am privilegiul să invit în scenă trei tenori, trei oameni de bază în muzică românească și nu numai în muzică. O să vedeți despre ce e vorba, invit să cântăm o piesă românească împreună, în prima audiție, în halul ăsta. Domnul Grasu, să intre în scenă domnul Grasu, Cătălin Scarlătescu. Să trăiți. De ce vă spunește domnul Grasu? Sunt fost gras. Înțeles. Așa. Domnul Potrivitu, deci acum. Domnul Montea, dacă nu deranjez. Deci apoi la tenor. Iată-l și pe domnul Florentin, vă rog, bun aplaț scenarii!